cum o să vi se pară videoul de astăzi, poate puțin plictisitor. Tot ce am făcut în majoritatea timpului a fost să citesc. În rest, după cum ați văzut, am făcut și o poză pentru Instagram. Pozele pe care le aveam pregătite în avans au început să se împuțineze și chiar aveam o idee în minte pe care voiam să o pun în aplicare. Din fericire, a ieșit chiar interesantă poza, sunt mulțumită de ea. Și în afară de asta, mi-am petrecut timpul cu sora mea mică, cu mama și, bineînțeles, cu Rușca. După cum ați observat, când mă pregătesc să citesc, e tot timpul pregătită și mi se alătură și ea. E ceva inevitabil, așa cum e lângă mine. Vreau să mă opresc din citit momentan. Da, aceasta este Tesa, care vrea atenție. Revenind la ce-mi doream să discut cu voi înainte ca Tesica să mă întrerupă cu toanele ei, vreau să iau o pauză de la citit momentan, am să revin asupra cărții mai târziu, deoarece mai am câteva pagini pe care vreau să le parcurg înainte să adorm. Chiar și așa, din nefericire, Legenda nu este o carte care mă atrage. O compar constant cu Warcross, poate aici este și vina mea, doar că asta se întâmplă în momentul în care parcurg paginile. Pot să observ evoluția prin care trece stilul autoarei, de la o lucrare a ei la cealaltă. Dacă Warcross a fost o carte care mi-a captivat atenția încă de la primele pagini, m-a cucerit prin povestea pe care o propune și m-a făcut să-mi pese de soarta personajelor, în Legenda lucrul acesta nu se întâmplă. Acțiunea mi se pare previzibilă, cel puțin pentru mine, și modul în care personajele comunică între ele și chiar modul în care gândesc mi se pare forțat. M-am luptat și eu cu asta la început când scriam texte scurte pentru diferite concursuri de literatură. Mi se spunea că dialogul pe care îl construiesc nu este real. Două persoane nu ar vorbi niciodată în acel mod între ele și pot recunoaște acest lucru în această carte, pentru că eu, ca și cititor, nu pot să-mi închipui că două persoane ar comunica în acel mod sau că ar gândi așa în intimitatea minților. Și lucrul acesta mă cam detașează de acțiune, mă face să nu-mi pese atât de mult de ele. În ultimele zile am cochetat cu ideea de a revedea filmele cu Harry Potter. Acum am decis să îl văd pe primul, pentru ca mai apoi să le iau treptat pe fiecare și să le revăd. A trecut foarte mult timp de când am citit seria, eram în clasa 6-a. Acum am recitit câteva pagini din varianta ilustrată și îmi doresc să o continui, doar că simt dorul de a vedea personajele și de a mă amuza de diferențele dintre cărți și film, pentru că de obicei asta fac când mă uit la filmele cu Harry Potter. Obișnuiam să le urăsc în trecut, când tata mi-a adus pentru prima dată pe un CD cel de-al cincilea film, pentru că volumul 5 este preferatul meu, uram filmele cu Harry Potter, pentru că erau atât de diferite de cum mi le imaginasem eu în momentul în care am citit cărțile. Acum sunt ceva mai indulgentă cu ele și mă pot bucura parcă altfel. Mă pot bucura de ironia din ele și de faptul că niciodată nu vor fi atât de bune pe cât au fost cărțile. Mă duc să îmi iau ceva de ronțăit și să înceapă Harry Potter.